Marin Golea, vicepreședintele Federației Naționale Mine-Energia, mai ocupat funcția de inspector social, însă din cauza unor neînțelegeri cu Ciurel, din perioada în care era director general la fostul complex energetic Rovinari, a fost înlocuit. Acum însă va reveni în sistemul social al minerilor și energeticienilor. Funcția vine și ca o compensare a pierderilor suferite de sindicaliști. Sarcinile inspectorilor sociali vor fi multiplicate prin fișa postului. Acum, având în vedere că nu se mai decontează sumele acelea care au prevăzut după contract, s-a găsit această formă. Să fie repartizați inspectori sociali care nu numai să ridice probleme ca președinte sindicat, nu trebuie să numai să ridic probleme și să nu mai implic în rezolvarea lor, ca inspector social mi se face fișa postului și vin cu, la urmă, cu propunerea pentru a rezolva, nu numai să solicit să fiu ăla tare în gură, domnule, n-am asta. În ceea ce privește remunerația, niciun inspector social nu va avea clasa maximă de salarizare, susține Golea. Nu există această noțiune de clasă maximă la salarizare. Nimeni nu va avea clasă maximă la salarizare pentru că nu este normal să aibă un inspector social clasă maximă la salarizare. Cât veți? Pentru că există o anexă numărul 9 care spune că trebuie să ai o vechime în... Și experiență pentru a ocupa această funcție. Consiliul de administrație al Complexului Energetic Oltenia a aprobat 38 de funcții de inspectori sociali.